Încurajat și pe vorbă bună, uneori ne-am mai și dojenit, dar important este că până la urmă am dus la bun sfârșit. O să invit oaspeții noștri la cuvânt în această seară, iar pe măsură ce dânșii vă vor adresa mesajele de salut, o să mai intervin și o să vă spun câte ceva din bucătăria acestui proiect. Pentru început, dați-mi voie să-i adresez cuvântul doamnei primar al municipiului Craiova, Olguța Vasilescu. Doamna primar, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, nu știu de ce ați început cu mine, trebuia să începeți cu domnul președinte al Consiliului Județean Ion Priotasa, pentru că meritul este 100% al domniei sale. Noi suntem doar clienți, ca să spun așa, craiovenii, copiii mai precis. Cred că e bine să vadă această nouă secție a muzeului, pentru că este extraordinară. Eu spuneam mai devreme că am mai văzut așa ceva la Paris, în Disneyland, și mi s-a părut extraordinar, chiar dacă aveam 30 și ceva de ani. De asemenea, îmi place extraordinar de mult acea cameră de proiecție pe care o aveți, unde stai exact ca într-o navă cosmică și te uiți în sus și vezi proiecția cosmosului. Exact așa ceva am văzut și la Disneyland, numai că acolo se și mișca scaunul cu tine și avea impresia că navighezi prin cosmos, dar oricum să știți că nu suntem foarte departe. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru investițiile pe care le faceți în Craiova, ne ajutați foarte mult și cred că toți copiii Craiovei vor aprecia această investiție nouă. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim și noi, doamna primar. Ne dorim din toată inima să nu se miște scaunul. Mă refer la cel din planetariu. Deși muzeul este consolidat și asta este o altă poveste a investiției Consiliului Județean în muzeul nostru. Dați-mi voie, doamnelor și domnilor, să-l invit la cuvânt pe cel care, într-adevăr, și-a pus semnătura pe acest proiect și căruia îi datorăm până la urmă existența acestui proiect în Craiova, domnul președinte Ion Priotasa. Vă mulțumesc foarte mult, mă simt jenat, nu eu neapărat sunt cel care am contribuit decisiv. Este o echipă foarte mare care a făcut ca acest proiect să fie gata acum, înainte de venirea lui Moș Nicolae. Vorbim despre un proiect care aproape a trecut neobservat. Și vă spun acest lucru pentru faptul că aici se muncește de cel puțin 3 ani de zile. O bună parte din bani a fost luat pe fondurile europene și, bineînțeles, având multe proiecte, sau o parte dintre cei care de obicei se uită la proiectele europene, la acesta nu s-a mai uitat, iar pe de altă parte au fost bani de-ai noștri, ai Consiliului Județean, cu care am venit. Practic, ne aflăm într-o clădire în centrul Craiovei, pe strada Popa 7, așa cum o știe lumea, care cu siguranță va deveni un punct de reper în momentele următoare și care va însemna, dacă vreți, un început și un muzeu școală pentru foarte mulți dintre copiii și dintre tinerii noștri. Acest muzeu, care altădată a fost tipografie, mai apoi a fost fabrică de confecții, după care a fost din nou muzeu, este abordat în acest moment după toate regulile europene. Și practic avem parterul și două etaje structurate și făcute așa cum veți vedea, cum spunea doamna primar, și la Paris, așa cum le veți vedea și la Bruxelles, bine ați venit, domnul președinte, da, și în America, pentru că și în America sunt asemenea muzee. Și facem acest cadou tuturor copiilor din Craiova și din Dol și din Oltenia. Și ne-am propus ca în perioada următoare să avem o săptămână de zile, cred, în care accesul să fie liber și gratis, după care, până la sfârșitul anului, tot așa cu niște prețuri modice, după care să se intre într-un anumit planning prin care clasele, împreună cu învățătoarea, cu profesorii, să poată să vină și să
asiste aici, pe de o parte, la lecțiile de astrofizică, pe de altă parte, să poată să vadă unul din etajele noastre care se referă la flora și fauna regiunii Oltenia, iar aici, la parter, Terra Fossilis, adică ceea ce a fost mai important descoperit de către săpăturile arheologice în regiunea Oltenia. Și o să vă spună specialiștii despre ce este vorba. Aseară când am făcut un tur și l-am văzut, am plecat cu un sentiment foarte puternic, ca și cum aș fi plecat dintr-un muzeu de undeva din străinătate. Vă dorim să-l stăpâniți sănătos și doamna primar, așa cum spuneați, e un cadou pentru Craiova și pentru dumneavoastră ca acest muzeu să poată să fie vizitat și să rotunjească într-un fel ceea ce construiți și ceea ce realizați în această zonă de centru a Craiovei. Vă mulțumim foarte mult și nu închei înainte de a vă spune și de a vă declara toată simpatia și toată aprecierea mea pentru cei care au lucrat aici, în frunte cu Mihai Fifor, care, într-un moment, Mihai, nu știu când se va întâmpla chestiunea asta, cel puțin o sală ar trebui să-ți poarte numele. Un moment că eu cât mai îndepărtat de obicei numele să vină. Iată, într-adevăr, spuneam oaspeți de seamă, mă bucur că mi s-a alăturat domnul președinte Mircea Joana, este o surpriză extraordinară și o mare, mare bucurie, domnule președinte. Vă mulțumim că v-ați răpit din timp și v-ați alăturat. Vă rugăm câteva cuvinte. Nici așa, nu? Nu e regulă, că trebuie să vorbească cei care au contribuit și nu vă spun cât de bucuros sunt când văd că la noi în Craiova și la noi în Oltenia lucrurile merg către ceea ce trebuie să fie Craiova și Oltenia. Pentru că până la urmă și la urmă viața asta tensionată și chinuită și plină de probleme și de provocări și de scandaluri, trebuie să înțelegem că viața e făcută și din alte lucruri decât lupta pentru supraviețuire. Trebuie să înțelegem că lucrurile sunt făcute și din vise, din speranțe, din identitate, din istorie, din știință, din cultură. Și cine crede că progresul unei națiuni este legat exclusiv de cifre și de bani, se înșală. Sunt lucruri intangibile, sunt lucruri sensibile, sunt lucruri gingașe care fac dintr-o națiune o națiune de succes sau dintr-o altă națiune o națiune care eșuează. De aceea, apelul meu către cei care sunt liderii acestui județ, acestui municipiu, acestei regiuni și către cei care sper să ne reprezinte și să-i reprezentăm în Parlamentul Național peste zeci de zile, poate până când se instalează noul Parlament, este să înțelegem că este nevoie să facem din Craiova o metropolă care să bată așa cum bătea înainte de război până în inima Balcanilor, care au un loc în care veneau alții din alte țări să învețe la noi, pentru că aici se făcea carte. Pentru că aici este un potențial incredibil de mare și acest tip de eveniment, și pentru asta am vrut să vină, domnule președinte, doamna primar, domnule ministru, dragi colegi și prieteni, pentru că aceste lucruri sunt de multe ori mai importante, chiar decât tăierea unei panglici la un drum care poate este vital pentru o localitate, poate mai important, chiar decât alte lucruri care ni se par că sunt de supraviețuire. Națiunile supraviețuiesc în pași lungi. Națiunile se sting, ca și stelele, care de fapt, poate când le vedem cu telescopul, de fapt ele deja vor fi murit în clipa în care noi le vedem aici. Americanii cu telescopul Hubble au descoperit în urmă cu câteva zile cea mai mare gaură neagră a Universului. De 11.000 de ori mai mare decât soarele nostru. Știința, cultura, sunt lucruri importante pentru o comunitate și mă bucur să văd că cel mai important moment este cel mai important. Nu e momentul să fii timid, Florin.
Zilele trecute m-am uitat pe istoricul secției și practic am constatat că este, momentul acesta este la fel de important ca și acela al înființării Muzeului de Istorie Naturală. Acum exact 90 de ani, pe 2 decembrie, se înființa în Craiova Cercul Științific Craiovean, cel care cu un an mai târziu avea să înființeze Muzeul de Istorie Naturală. Colecțiile create de intelectualii orașului de la acea vreme au fost expuse în diverse locații ale orașului, perioada 1934-1948 au fost expuse la Casa Băniei, după aceea la actualul sediu renovat al secției de istorie arheologie din strada Madonna Dudu. Din nefericire, în 1975, expoziția permanentă a fost desfințată și, practic, în 1986, muzeul a obținut pentru secția de științele naturii acest sediu, dar, totuși, nu s-a realizat o refacere a expozițiilor permanente. Să vă spun sincer, să zic așa, boom-ul în modernizarea muzeului a început din anul 2004 și 2005 și, practic, din 2008 ritmul s-a accelerat. În 2008 a fost deschisă expoziția de la etajul 1, dar tot anul acesta am reîmprospătat-o și reconfigurat tematic. Invizibilă, precum lumina vizibilă, tot din unde este compusă. Toate culorile curcubeului au lungimile lor de undă, adică distanța dintre un vârf de undă la celălalt. În lumina vizibilă, culoarea roșie are cea mai lungă lungime de undă, iar violet cea mai scurtă. Așa se întâmplă și cu lumina invizibilă. Lungimile de undă se întind înainte de roșu și după violet și împreună ele alcătuiesc spectrul electromagnetic. Cea mai mare parte a spectrului electromagnetic este fie filtrată puternic, fie absorbită total în contact cu atmosfera Terei. De aceea trimitem telescoapele în spațiu. Acolo pot observa o paletă mai largă de lungimi de undă. Fiecare telescop este ca o fereastră către univers. Radiațiile cu energie mare au lungime de undă mai mică decât lumina violetă pe care o vedem. Radiația ultravioletă este bogată în energie. Este dureros de adevărat, mai ales când te vânzezi prea tare. Cu siguranță ai auzit de telescopul Hubble. Cu el se examinează radiația cosmică ultravioletă emisă de stelele tinere strălucitoare. Dar radiația ultravioletă